Caravana de Crăciun a ajuns la Nisporeni. Peste 600 de copii au primit daruri de la semenii lor din Germania, care au ajuns în țara noastră grație unei organizații de caritate. Fiecare s-a ales cu o cutie în care se aflau haine, rechizite școlare, cărți, jucării, obiecte de igienă personală, precum și dulciuri. De asemenea, printre colete se găseau și mesaje scrise în limba română de către copiii din Germania. Nerăbdători, copiii s-au adunat la centrul de tineret Luceafărul din orașul Nisporeni pentru a primi darurile alese. Un camion plin cu cadouri a ajuns la destinație, iar toți cei care au venit așteptau cu sufletul la gură să-și ia coletul. Foarte bun, pentru că de mult îmi doream un cadou de este, pentru că anii trecuți am primit tot așa de la Marea Britanie, tot așa niște cadouri. Și sunt foarte bucuros. Ca orice copil care îi primește un cadou, trebuie să le mulțumesc. Ce ți-ai dorit tu să fie în această cutioară? M-aș bucura de ce aș primi. Știi de la cine vine acest cadou? Din Germania, de la copiii din Germania. Mulți dintre copii erau însoțiți de părinți și aceștia au apreciat gestul voluntarilor germani. Foarte bine, și am trecut, am primit un cadou și sunt mulțumită din partea lor. Și mulțumesc la echipa care mi-a dat. Orice ar fi mulțumită de orice cadou care l-am primit. Mi-a desfășurat acasă, da, mă. Caieti, tocuri, bomboane au primit copiii. Încă n-a dispachetat, o să vedem acasă. Bine venit în casă la orice copil. Da. Cât de mic n-ar fi o bomboană să fie, dar el e cadou. Și îți mulțumesc toți copiii. Primit cadouri binevenite care sunt pentru ei și sunt bucuroși că așteaptă cu nerăbdare că sunt sărbătorile de iarnă și ei știu că vin Sfântul Nicolae Crăciunul și le mulțumim din suflet tuturor care au participat. Reprezentanții autorităților raionale au întocmit listele beneficiarilor care provin din familii nevoiașe sau numeroase. Au fost anunțați de către asistenții sociali comunitari, care în fiecare localitate direcția asistență socială are angajați asistenți sociali comunitari. Și deci au fost aduși, organizat cu transport, primăriile au fost receptive. Copiilor din Germania le mulțumim foarte mult pentru grija și respectul față de copiii din Republica Moldova. Proiectul Caravana de Crăciun a fost implementat cu sprijinul organizației de caritate din Germania Round Table și cu suportul Rotary Club în Republica Moldova. We collect the money to are able to make this convoy and every euro goes in the project. We don't get anything for cost around. In Germany, there's a big project that the German children are packed. Both her parents are in the school, in a parcel, so they want to Christmas to pack it in a parcel for the children in Moldova. Ne bucurăm foarte mult că reușim să ajungem și la Nisporeni, raionul meu de Baștină, și ne dorim ca pe viitor să mai avem asemenea proiecte frumoase și să fie un bun pas pentru toți dintre noi să facem o lume mai bună în prag de sărbători de iarnă. Avem suficiente cadouri pentru toți copiii care sunt prezenți și cei care nu reușesc să ajungă încercăm să vedem pe alte căi pentru ca să aducem pentru cât mai mulți copii câte un zâmbet în prag de sărbători de iarnă. În semn de recunoștință pentru gestul nobil al voluntarilor germani, conducerea raionului Nisporeni le-a oferit o diplomă. Vă dorim și dumneavoastră multă, multă sănătate, mai veniți la noi și cu altă ocazie. Suntem foarte recunoscători cu astfel noștri pentru cadourile care ne-au dus nouă raionul nostru. Noi suntem bucuroși de orice cadou. Campania Caravana de Crăciun a ajuns pentru al 6-lea an consecutiv în raionul Nisporeni. Proiectul se desfășoară în mai multe țări concomitent. Anul acesta, circa 35.000 de copii din Moldova vor primi cadouri.